Matei, capitolul 26. După ce a isprăvit Iisus toate cuvântările acestea, a zis ucenicilor săi: Știți că după 2 zile va fi Paștele și Fiul omului va fi dat ca să fie răstignit. Atunci preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii poporului s-au strâns în curtea marelui preot care se numea Caiafa și s-au sfătuit împreună cum să-l prindă pe Iisus cu vicleșug și să-l omoare. Dar ziceau: Nu în timpul sărbătorii, ca să nu se facă tulburare în popor. Când era Iisus în Betania, în casa lui Simon leprosul, s-a apropiat de el o femeie cu un vas de alabastru cu mir foarte scump, și pe când stătea el la masă, ea a turnat mirul pe capul lui. Ucenicilor le-a fost necaz când au văzut lucrul acesta și au zis: Ce rost are risipa aceasta! Mirul acesta s-ar fi putut vinde foarte scump și banii să se dea săracilor. Când a auzit Iisus, le-a zis: De ce necăjiți femeia? Ea a făcut un lucru frumos față de mine. Pentru că pe săraci îi aveți totdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Dacă a turnat acest mir pe trupul meu, ea a făcut lucrul acesta în vederea pregătirii mele pentru îngropare. Adevărat vă spun că oriunde va fi vestită Evanghelia aceasta în toată lumea, se va spune și ce a făcut femeia aceasta, spre pomenirea ei. Atunci unul din cei 12, numit Iuda Iscarioteanul, s-a dus la marii preoți și le-a zis: Ce vreți să-mi dați și voi da în mâinile voastre? Ei i-au cântărit 30 de arginți. Din clipa aceea, Iuda căuta un prilej nimerit ca să-l dea pe Iisus în mâinile lor. În prima zi a sărbătorii azimelor, ucenicii au venit la Iisus și i-au zis: Unde vrei să-ți pregătim masa de Paște? El le-a răspuns: Duceți-vă în cetate, la cutare om și spuneți-i: Învățătorul zice, vremea mea este aproape. Voi sărbători Paștele cu ucenicii mei în casa ta. Ucenicii au făcut cum le poruncise Iisus și au pregătit Paștele. Seara Iisus s-a așezat la masă cu cei 12 ucenici ai săi. Pe când mâncau, el a zis: Adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde. Ei s-au întristat foarte mult și au început să-i zică fiecare pe rând: Nu cumva sunt eu, Doamne? El le-a răspuns: Cel ce a întins cu mine mâna în blid, acela mă va vinde. Fiul omului se duce după cum este scris despre el. Dar vai de omul acela prin care este vândut Fiul omului! Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut. Atunci Iuda, cel care l-a trădat, i-a zis: Nu cumva sunt eu, învățătorule? Iisus i-a răspuns: Tu ai zis. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând: Luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit, le-a dat paharul zicând: Beți toți din el, fiindcă acesta este sângele meu. Sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi, nou, în împărăția Tatălui meu. După ce au cântat, au ieșit pe muntele măslinilor. Atunci Iisus le-a zis: În noaptea aceasta toți vă veți poticni din pricina mea, după cum este scris: Voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite. Dar după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea. Petru a luat cuvântul și i-a zis: Chiar dacă toți s-ar poticni, eu niciodată nu mă voi poticni. Adevărat îți spun, i-a zis Iisus, că tu, chiar în noaptea aceasta, înainte să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori. Petru i-a răspuns: Chiar dacă ar trebui să mor cu tine, tot nu mă voi lepăda de tine.
și toți ucenicii spuneau același lucru. Atunci Iisus a venit cu ei într-un loc îngrădit, numit Ghețimani, și a zis ucenicilor: ședeți aici, până mă voi duce acolo să mă rog. L-a luat cu el pe Petru și pe cei doi fii ai lui Zebedeu și a început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. Iisus le-a zis atunci: sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați cu mine. Apoi a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Apoi a venit la ucenici, i-a găsit dormind și i-a zis lui Petru: cum? Nici măcar un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Vegheați și rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită. Duhul este plin de zel, dar trupul este neputincios. S-a depărtat a doua oară și s-a rugat zicând: părintele meu, dacă paharul acesta nu poate fi îndepărtat de mine fără să-l beau, facă-se voia ta. S-a întors iarăși la ucenici și i-a găsit dormind, pentru că li se îngreunaseră ochii de somn. I-a lăsat din nou, s-a depărtat și s-a rugat a treia oară zicând aceleași cuvinte. Apoi a venit la ucenici și le-a zis: dormiți de acum și odihniți-vă. Iată că a venit ceasul, ca Fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă, să mergem. Iată, cel care mă vinde este aproape. Pe când vorbea el încă, iată că a venit Iuda, unul din cei 12, cu o mulțime mare, cu săbii și ciomege, trimiși de marii preoți și de bătrânii poporului. Iar vânzătorul le dăduse acest semn: cel pe care îl voi săruta, acela este. Prindeți-l. Îndată Iuda s-a apropiat de Iisus și i-a zis: bucură-te, învățătorule! Și l-a sărutat. Iisus i-a zis: prietene, ce ai venit să faci? Atunci ei s-au apropiat, au pus mâna pe Iisus și l-au prins. Și unul dintre cei ce erau cu Iisus a întins mâna, a scos sabia, l-a lovit pe slujitorul marelui preot și i-a tăiat urechea. Atunci Iisus i-a zis: puneți sabia la loc, fiindcă toți cei ce scot sabia, de sabie vor pieri. Crezi că n-aș putea să-l rog pe tatăl meu, care mi-ar pune imediat la îndemână mai mult de 12 legiuni de îngeri? Dar altfel, cum se vor împlini scripturile care zic că așa trebuie să se întâmple? În clipa aceea, Iisus a zis mulțimii: ați ieșit ca după un tâlhar, cu săbii și ciomege, ca să mă prindeți. În toate zilele stăteam în mijlocul vostru și învățam poporul în templu, și n-ați pus mâna pe mine, dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească scrierile profeților. Atunci toți ucenicii l-au părăsit și au fugit. Cei ce l-au prins pe Iisus l-au dus la marele preot Caiafa, unde erau adunați cărturarii și bătrânii. Petru l-a urmat de departe până la curtea marelui preot, apoi a intrat înăuntru și a așezut jos cu aprozii, ca să vadă cum se va termina. Marii preoți, bătrânii și tot sinedriul căutau vreo mărturie mincinoasă împotriva lui Iisus, ca să-l poată omorâ. Dar n-au găsit niciuna, cu toate că s-au înfățișat mulți martori mincinoși. La urmă au venit doi și au spus: acesta a zis, eu pot să stric templul lui Dumnezeu și să-l zidesc iarăși în 3 zile. Marele preot s-a sculat în picioare și a zis: nu răspunzi nimic? Ce mărturisesc aceștia împotriva ta? Iisus tăcea și marele preot a luat cuvântul și i-a zis: te pun să juri pe Dumnezeu cel viu dacă tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Tu ai spus, i-a răspuns Iisus. Ba mai mult, vă spun
că de acum încolo îl veți vedea pe Fiul omului, stând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Atunci marele preot și-a rupt hainele și a zis: Blasfemie! Ce nevoie mai avem de martori? Iată, acum ați auzit blasfemia lui, ce credeți? Ei au răspuns: Este vinovat să fie pedepsit cu moartea! Atunci l-au scuipat în față, l-au bătut cu pumnii și l-au pălmuit, zicând: Hristoase, profețește-ne, cine te-a lovit? Petru ședea afară în curte și a venit la el o slujnică și i-a zis: Și tu erai cu Iisus Galileanul! Dar el s-a lepădat înaintea tuturor și i-a zis: Nu știu ce vorbești! Când a ieșit în pridvor, l-a văzut o altă slujnică și le-a zis celor de acolo: Și acesta era cu Iisus din Nazaret! El s-a lepădat iarăși cu jurământ și a zis: Nu-l cunosc pe omul acesta! Peste puțin, cei ce stăteau acolo s-au apropiat și i-au zis lui Petru: Nu încape îndoială că și tu ești unul din oamenii aceia, fiindcă și vorba te dă de gol. Atunci el a început să se blesteme și să se jure, zicând: Nu-l cunosc pe omul acesta! Și îndată a cântat cocoșul. Atunci Petru și-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Iisus: Înainte să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori. Și, ieșind afară, a plâns cu amară.